Ora 11, începem cu informația momentului la Digi24. România atacă în instanță Austria din cauza vetoului pentru Schengen. Anunțul a fost făcut de premierul Marcel Ciolacu într-un interviu în presa austriacă. Discutăm în continuare cu Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Bună dimineața, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața. Știați de această decizie pe care a anunțat-o premierul Marcel Ciolacu și anume de a ataca în instanță Austria? Am văzut un răspuns al prim-ministrului Guvernului României într-un ziar din Austria și mi se pare ciudat ca un anunț oficial pe o temă atât de importantă, cu profunde implicații diplomatice și cu implicații semnificative privind relațiile României cu instituțiile europene, să fie făcută ca răspuns la o a treia sau a patra întrebare a unui jurnalist, întrebare care poate ar fi fost pusă, poate nu, într-un interviu. Ca atare, cred că ar fi înțelept să așteptăm cu toții explicații suplimentare din partea prim-ministrului și firesc mi se pare ca un astfel de anunț să fie făcut în mod transparent în România, de la tribuna guvernului sau de la tribuna Parlamentului, un for democratic ales. Deci ne-aș îndemna să fim calmi în momentul de față și să așteptăm explicații suplimentare oficiale din partea premierului, mesaj adresat oamenilor din România, ca să știm și noi care este planul. Înțelegem așadar că nu au existat discuții în coaliție pe această temă. Partenerii dumneavoastră din Partidul Social Democrat nu v-au spus nimic despre această decizie de a merge în instanță. Nu vreau să vorbesc în numele coaliției, fiindcă nu sunt mandatat. În numele Partidului Național Liberal vorbește președintele nostru de partid sau colegi care au participat la reuniunea coaliției. Eu nu am participat. M-ați întrebat ce înseamnă acest așa numit anunț. Iar eu spun că important este să așteptăm momentul de față clarificări din partea premierului. Sunteți parlamentar european. Considerați că este aceasta o bună metodă de a, sau că poate fi o variantă prin care să forțăm mâna austriecilor? Cred că România nu are nimic să își reproșeze până în momentul de față privind modul în care am gestionat acest dosar. Este o problemă austriacă. Noi am fost victimă până acum. Austria are o problemă internă cu migrația, problemă care nu își are cauza în România. Persoanele care merg în Austria solicită azil nu vin din România și nici nu trec în România, lucru pe care îl știm. Consider că noi am făcut tot ceea ce puteam face până acum ca stat și demersurile făcute de România până acum, anunțate oficial, transparent de președintele României, au fost cele corecte. Și vedem că în momentul de față avem sprijinul Comisiei Europene, lucru confirmat de președinta Comisiei Europene săptămâna aceasta, în cel mai important discurs pe care îl ține pe durata întregului an. Avem sprijinul Parlamentului European și avem sprijinul la 26 din 27 de state membre. Deci România a reușit mult în ultimul an de zile. Erau mai multe state care aveau rețineri. Am reușit să convingem toate statele, inclusiv Olanda. Vedem o altă veste bună în privința Olandei, faptul că Olanda are deschidere acum și în ceea ce privește Bulgaria. Deci am vrut să convingem toate statele, inclusiv Olanda, Comisia Europeană, Parlamentul European și sper cât de curând să își corecteze poziția și ultimul stat, Austria. Președintele Klaus Iohannis spunea la finalul anului trecut că România nu va ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene decizia Austriei de a ne bloca accesul la Schengen. Vedem acum că premierul Marcel Ciolacu iese și spune că totuși vom merge în instanță. Decizia României anul trecut de a susține un vot în Consiliul Uniunii Europene a fost decizia corectă, fiindcă s-a văzut atunci că noi avem susținere largă și s-a văzut că Austria este izolată. Acea decizie luată de România atunci a fost corectă, la fel cum evident a fost corect și anunțul președintelui României de atunci de a spune nu dăm în judecată, încercăm să soluționăm pe căi instituționale și căi democratice. În rest, puncte de vedere ale președintelui le explică președintele. Repet, nu vreau să vorbesc în numele uneia dintre instituțiile eventual implicate. Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, mulțumesc pentru intervenție. Discutăm în continuare cu Vlad Gheorghe, europarlamentar USR. Bună dimineața, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața. Vedem așadar un anunț făcut de premierul Marcel Ciolacu într-un interviu în presa austriacă. Aflăm că România merge în instanță, atacă Austria din cauza vetoului în ceea ce privește Schengen.
Marcel Ciolacu a furat o inițiativă, respectiv inițiativa mea, și ca orice plagiator n-a înțeles ce a copiat. Noi am făcut deja acest lucru printr-o inițiativă în Parlamentul European care a fost votată în Parlamentul European, respectiv o rezoluție prin care obligăm Comisia Europeană să calculeze aceste despăgubiri care se cuvin țării noastre. Deci, calea corectă, repet, dacă Marcel Ciolacu era și el atent și înțelegea ce a plagiat, știa că varianta corectă, conform cu temeiul legal din rezoluția Parlamentului pe care am propus-o eu și am adoptat-o, este să te adresezi Comisiei Europene în baza acelei rezoluții și să-i ceri să urgenteze calculul acestor despăgubiri. Pentru că o acțiune în judecată ar dura niște ani pe care România nu-i mai are. Dacă voiau să ceară despăgubiri în judecată, trebuiau să facă de acum cel puțin 10 ani, pentru că până acum poate aveam o decizie. Altfel, dacă vrem să punem o presiune rapidă pe Austria, trebuie să mergem, repet, pe această cale europeană, pentru că de aceea am inițiat și am trecut acea rezoluție, tocmai pentru că este rapidă și nu stăm 7 ani după o eventuală decizie a unei curți. Și înțelegem că, potrivit calculelor făcute, paguba se ridică la cel puțin 2% din PIB? Pentru că vorbeam... Din nou, domnul Ciolacu a fost cumva îmbuscat de acel ziarist și, într-adevăr, cum se zicea mai devreme, după a treia întrebare, a zis și el ceva. Pe principiu, zici și tu ceva. Marcele a zis ceva, numai că n-a zis corect. Eu am cerut săptămâna trecută în Austria, la Viena, o primă tranșă de 11 miliarde de euro de despăgubiri. Și atenție, astea sunt pentru fiecare an. Este o evaluare independentă a unor firme de consultanță care nu sunt controlate din nicio țară implicată în subiectul ăsta. De unde au scos ei suma aceea care este mult mai mică, nu știu. Eu m-am bazat pe aceste valori ale firmelor de consultanță ca să-i cer lui Nehammer în Austria, la Viena, 11 miliarde de euro. Le-am lăsat chiar o factură în acest sens. Comisia Europeană trebuie acum să folosească aceste firme de consultanță mari, care sunt imparțiale, și să vină cu o sumă oficială cât ne datorează cei care nu ne-au lăsat să intrăm în Schengen până acum pentru România, pentru țara noastră. Vlad Gheorghe, europarlamentarul SR, mulțumesc pentru intervenție. Marcel Ciolacu, premierul Marcel Ciolacu, înțelegem că a încheiat evenimentul de la BNR, a plecat deja de acolo, nu a dorit să facă declarații. Erau, desigur, declarații extrem de importante, așteptate în acest context în care, iată, aflăm dintr-un interviu pe care l-a acordat în presa austriacă despre gestul pe care România vrea să-l facă, și anume să atace în instanța Austria. În platou alături de mine este colega mea, Cristina Zbârn. Bună ziua, Cristina! Bună ziua! Ne ajut să înțelegem puțin contextul. Erau așteptate acele declarații pe care trebuia să le facă Marcel Ciolacu, adică acestor să răspundă practic și jurnaliștilor români la niște întrebări legate de această intenție a țării noastre de a se adresa Curții Europene de Justiție în cazul viitorului refuz al Austriei de a permite accesul țării noastre în spațiul Schengen, pentru că spunea premierul că ia în calcul o astfel de mutare dacă în continuare Viena își va menține veto-ul de intrare al țării noastre atunci când se va repune pe masă această discuție undeva spre finalul acestui an, cel mai probabil în decembrie am putea să avem o rediscuție pe această temă. Ziariștii români erau interesați să afle practic de la Marcel Ciolacu și dacă s-a consultat cu cineva din statul român în legătură cu această posibilă acțiune, pentru că știm că președintele Klaus Iohannis declara anul trecut în decembrie, atunci când Austria a votat împotriva aderării țării noastre la spațiul Schengen, declara că nici nu se pune problema ca România să atace această chestiune la Curtea Europeană de Justiție. Practic, erau interesați jurnaliștii prezenți la Banca Națională să afle dacă Marcel Ciolacu s-a consultat și cu președintele Klaus Iohannis înainte de a face această declarație, dacă poziția șefului statului s-a schimbat, practic, în acest an care a trecut. Pentru că președintele spunea, și citez aici, acest moment, după părerea mea, poate fi tratat într-o singură cheie cu diplomație, orice altceva, după părerea mea, este exclus cât se poate declara.
Exact. Trebuie să vedem dacă și președintele și-a schimbat poziția, dacă este mai deschis la o astfel de acțiune a României. Practic, acest anunț al premierului ar trebui să-l vedem ca pe o formă de presiune împotriva Austriei, să o încercare de a convinge oficialii de la Viena de a accepta aderarea țării noastre la spațiul Schengen. Nu se arată semne că s-ar întâmpla acest lucru. Spuneam și mai devreme, după discursul pe care l-a susținut în Parlamentul European Ursula von der Leyen, oficialii austrieci au ieșit să spună că în niciun caz nu văd posibilă o extindere a spațiului Schengen în condițiile în care Uniunea Europeană se confruntă cu un val de migrație. Sigur că ce ignoră oficialii de la Viena este faptul că România nu se află pe acel traseu al marii migrații către Europa. Mai degrabă, state care sunt deja în spațiul Schengen se confruntă cu o astfel de problemă, ba chiar cer sprijin de la Bruxelles pentru a gestiona numărul mare de refugiați, și ne referim aici, bineînțeles, la Grecia și Italia, unde sunt cele mai mari probleme în momentul de față cu refugiații care traversează Marea Mediterană în bărci. Cristina, îți propun să și vedem această declarație pe care ai amintit-o și tu. Șefa Comisiei Europene cere intrarea fără întârziere a României și Bulgariei în spațiul Schengen. În discursul despre starea Uniunii Europene a spus că ambele țări au dovedit că merită să facă parte din spațiul de liberă circulație. Aș dori aici să mulțumesc în mod special Bulgariei și României, pentru că au arătat calea de urmat, venind cu bune practici în materie de azil și returnare. Și Bulgaria și România au arătat că fac parte din spațiul nostru Schengen. Au demonstrat-o. Să le permitem în sfârșit să intre în spațiul Schengen fără alte întârzieri. Cristina, aminteai și tu că poate fi o metodă de a pune presiune pe Austria. Ce șanse sunt ca Austria să răspundă la un astfel de gest? Pentru că am văzut că au fost extrem de categorici în privința refuzului de a ne accepta în Schengen. Nu am văzut, practic, în momentul de față, deși s-au scurs luni bune de când au refuzat prima oară categoric aderarea țării noastre la spațiul Schengen, nu am văzut nicio nuanțare de poziție. A rămas un refuz ferm pentru a accepta aderarea României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație. Prin urmare, șansele ar fi destul de mici ca Viena să își schimbe atitudinea. Știu că anul trecut, în momentul în care a venit acel refuz al Austriei de a permite accesul României și Bulgariei la spațiu Schengen, erau luate în discuție alegerile din Austria care urmau să vină și, practic, tema migrației a fost una extrem de discutată în spațiul austriac. Era una dintre problemele puse pe masă de politicienii austrieci. Probabil că și politicienii români se așteptau ca poziția Vienei să se mai domolească, să spunem așa, odată ce alegerile au trecut, dar vedem în continuare că Viena rămâne extrem de fermă pe poziții. Prin urmare, este greu de spus în momentul de față care ar fi șansele ca o astfel de acțiune a României să schimbe mentalitatea de la Viena și să schimbe, practic, să spunem așa, inima oficialilor austrieci cu privire la aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Ceea ce însă mi se pare extrem de bine de punctat în momentul de față este că noi avem acest interviu făcut de premierul Marcel Ciolacu unei publicații austriece despre care presa din România nu a fost informată deloc de executiv. O declarație extrem de importantă legată de un subiect extrem de important pentru România, pentru firmele românești, pentru transportatorii români, pentru economia românească, dezbătut extrem de larg în spațiul public, de televiziuni, de politicieni și mereu pus de executiv pe agenda publică, despre care executivul nu a anunțat nimic oficial către populația din România. Nu a stat nici să răspundă la întrebările jurnaliștilor de la Banca Națională, nici biroul de presă al executivului nu a spus nimic. Pare așa o declarație făcută, lăsată, practic făcută mai degrabă pentru urechile guvernului austriac decât pentru cele ale românilor, deși recunoaște chiar premierul Marcel Ciolacu în acel interviu indignarea în societatea românească față
față de refuzul Austriei de a ne permite accesul în spațiul Schengen, deși îndeplinim toate criteriile tehnice, a fost una destul de mare și continuă să fie una semnificativă. Cristina, la ora 12, premierul va fi la Ministerul Justiției, la un eveniment la care participă și președintele Klaus Iohannis. Rămâne de văzut dacă acolo va dori premierul Marcel Ciolacu să ofere mai multe explicații pe marginea acestui subiect. Îți propun să vedem și ce declara președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cere ca Europa să nu mai lase impresia că unele țări sunt de mâna a doua. Într-un interviu în exclusivitate acordat jurnalistului Digi24, Cristina Cileacu, Metsola susține că trebuie luate măsuri pentru a garanta o Europa unită în care România și Bulgaria nu mai sunt ținute la porțile Schengen. But let's look at all the Romanian members of the European Parliament who took the floor today. Their appeal was clear. Where is the decision to allow Romania and Bulgaria into Schengen? And we are the ones who have to answer that as directly elected citizens. This is what we owe to those people in those countries that are looking to Europe as though it was not a two-step approach or a two-class of countries. And I think this is where the most important decisions could be taken over the next months. To say Europe is stronger because it is larger, it is more united, and where everybody, no matter which country you come from, is equal. Cristina, apare o decizie discutată cu președintele Klaus Iohannis, cea pe care a anunțat-o premierul în presa austriacă? Rămâne de văzut acest lucru. Poate și președintele ne va lămuri la acel eveniment la care participă la Ministerul Justiției. Nu de alta, dar specialiștii din Ministerul Justiției, dacă se va lua o astfel de decizie, vor avea mult de lucru pentru a forma un caz împotriva Austriei privind refuzul țării noastre de a adera la spațiul Schengen. Oficialii europeni, cei de la Bruxelles, întotdeauna au susținut poziția țării noastre și au criticat poziția Austriei cu privire la nega accesul la spațiul de liberă circulație. Ba chiar a fost imediat după acel vot din decembrie, a fost discuția că se fracturează oarecum coeziunea Uniunii Europene în condițiile în care este foarte important ca întreaga Uniune Europeană să fie alături, pentru că avem un război la graniță și solidaritatea europeană este una foarte importantă, iar astfel de decizii care lasă în afară state importante din Uniunea Europeană nu fac decât să arate într-adevăr că Europa judecă diferit țările vechi membre ale Uniunii și aflate deja, aderate deja în spațiul Schengen și țări care sunt în afară, precum România și Bulgaria, iar judecata cu două măsuri nu ajută niciodată atunci când vrei, practic, să creezi coeziune europeană. Cristina, îți mulțumesc mult pentru toate aceste explicații.